Salutare, dragilor, și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi comparăm puteri. Zian și Alfa fac flotări. Oare cine va reuși să facă mai multe? În timp ce Alfa face 5 la puterea a doua flotări, Zian se poate lăuda cu 3 la puterea a treia flotări. Am comparat cele două puteri calculându-le valoarea. Dar dacă ar trebui să comparăm 53 la puterea 7 cu 53 la puterea 9 sau 16 la puterea 25 cu 15 la puterea 25? Nu ne place ideea de a calcula aceste puteri, motiv pentru care apelăm la Merlin care vine cu câteva reguli magice și anume. Dacă puterile au aceeași bază, comparăm exponenții, fiind mai mare puterea cu exponentul cel mai mare. Dacă bazele sunt egale cu 0 sau 1, cele două puteri sunt egale indiferent de exponent. În exercițiul următor, vedem că ambele baze sunt 53 și cum 7 mai mic decât 9, rezultă că 53 la puterea 7 mai mic decât 53 la puterea 9. Dacă puterile au același exponent, Comparăm bazele, fiind mai mare puterea cu baza mai mare. Dacă cele două puteri au exponenții egal cu 0, ele vor fi egale indiferent de baze. Cum exponenții celor două puteri sunt egal cu 25 și baza primei puteri este mai mare decât baza celei de-a doua puteri, 16 la puterea 25 mai mare decât 15 la puterea 25. Dacă atât bazele cât și exponenții sunt diferiți, atunci aducem puterile la aceeași bază sau același exponent, uneori fi necesar să introducem o putere intermediară. Pentru a compara 2 la puterea 59 cu 3 la puterea 40, observăm că nu putem obține aceeași bază sau același exponent, motiv pentru care vom utiliza o putere intermediară. Cum 2 la puterea 59 este mai mic decât 2 la puterea 60, ar fi suficient să demonstrăm că 2 la puterea 60 este mai mic decât 3 la puterea 40. Observăm că cei doi exponenți se împart exact la 20, motiv pentru care vom scrie cele două puteri cu același exponent. Obținem 2 la puterea 3 totul la puterea 20 și 3 la puterea 2 -a totul la puterea 20. Cum 8 la puterea 20 mai mic decât 9 la puterea 20 înseamnă că 2 la puterea 60 mai mic decât 3 la puterea 40 și implicit 2 la puterea 59 mai mic decât 3 la puterea 40. Să mai vedem câteva exemple. Pentru a compara 5 la puterea 93 cu 5 la puterea 100, observăm că bazele sunt egale și 93 mai mic decât 100. Deducem că 5 la puterea 93 mai mic decât 5 la puterea 100. 1001 la puterea 20 și 999 la puterea 20 sunt puteri ce au același exponent 20. Cum 1001 mai mare decât 999, prima putere este mai mare decât cea de-a doua. La următorul subpunct observăm că atât bazele cât și exponenții sunt diferiți. Totuși, uitându-ne cu atenție la baze, observăm că sunt puteri ale lui 2. Deci, vom scrie puterile cu aceeași bază 2 vom compara 2 la puterea 5-a totul la puterea 8 -a, cu 2 la puterea 4-a totul la puterea 10 -a. Obținem 2 la puterea 40 egal cu 2 la puterea 40, deci cele două puteri sunt egale. Pentru a compara 2 la puterea 72 cu 3 la puterea 48, observăm că cei doi exponenți se împart exact la 24. Obținem 2 la puterea 3 totul la puterea 24 de comparat cu 3 la puterea a doua totul la puterea 24. Cum 8 la puterea 24 mai mic decât 9 la puterea 24, înseamnă că 2 la puterea 72 mai mic decât 3 la puterea 48. În continuare, vom determina numerele de forma AB care verifică relația 4 la puterea numărului de forma AB mai mic sau egal decât 8 la puterea 8. -a cum 4 egal cu 2 la puterea a doua și 8 egal cu 2 la puterea a treia, relația devine 2 la puterea a doua totul la puterea numărului de forma AB mai mic sau egal decât 2 la puterea a treia totul la puterea a opta. Păstrăm bazele și înmulțim exponenții. Cum bazele sunt egale, deducem că 2 ori numărul de formă AB mai mic sau egal decât 24, ceea ce înseamnă că numărul de formă AB mai mic sau egal decât 12. Dar numărul de forma AB este un număr natural de două cifre, deci el este cel puțin egal cu 10. În concluzie, găsim următoarele soluții. 10, 11 și 12. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să vă gândiți la următoarele exerciții.